Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Acei oameni care nu sunt recunoscuți de Dumnezeu. Există niște oameni a căror credință nu a fost niciodată recunoscută în inima lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu recunoaște că acești oameni sunt adepții lui pentru că Dumnezeu nu slăvește credința lor. În cazul acestor oameni, indiferent câți ani l-au urmat pe Dumnezeu, ideile și părerile lor nu s-au schimbat niciodată. Sunt precum necredincioșii, aderând la principiile și la modalitatea de a face lucrurile ale necredincioșilor, aderând la legile supraviețuirii și credinței. Ei nu au acceptat niciodată cuvântul lui Dumnezeu drept viața lor. Nu au considerat niciodată cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul, nu au intenționat niciodată să accepte mântuirea lui Dumnezeu și nu l-au recunoscut niciodată pe Dumnezeu ca Dumnezeul lor. Ei privesc credința în Dumnezeu drept un fel de hobby amatoristic, tratându-L pe Dumnezeu doar ca sprijin spiritual, așa că ei nu cred că merită să încerce să înțeleagă firea lui Dumnezeu sau esența Lui. Ai putea spune că tot ceea ce corespunde Dumnezeului adevărat nu are nimic a face cu acești oameni. Ei nu sunt interesați și nu pot fi deranjați să acorde atenție. Aceasta deoarece, adânc în inimile lor, există un glas puternic care le spune mereu: Dumnezeu este invizibil, intangibil și Dumnezeu nu există. Ei cred că nu ar merita osteneala de a încerca să-L înțeleagă pe acest tip de Dumnezeu. Ar însemna să se păcălească. Cred că dacă doar îl recunosc pe Dumnezeu în cuvinte, fără a lua nicio poziție reală și fără a se implica în acțiuni reale, sunt foarte isteți. Cum îi privește Dumnezeu pe acești oameni? Îi consideră drept necredincioși. Unii oameni întreabă: pot necredincioșii citi cuvântul lui Dumnezeu? Își pot ei face datoria? Pot ei spune aceste cuvinte: voi trăi pentru Dumnezeu? Ceea ce omul vede adesea sunt manifestări de fațadă ale oamenilor, nu esența lor. Dar Dumnezeu nu se uită la aceste manifestări de fațadă. El vede doar esența lor lăuntrică. Astfel, Dumnezeu are o astfel de atitudine, o astfel de definiție față de acești oameni. Cât privește ceea ce spun acești oameni, de ce face Dumnezeu asta? De ce face Dumnezeu aia? Nu pot înțelege asta, nu pot înțelege aia. Asta nu e în acord cu noțiunile omului. Trebuie să-mi explici asta. Răspunsul meu este: este necesar să-ți explic această chestiune? Are această chestiune de a face cu tine? Cine te crezi? De unde ai venit? Ești în măsură să dai aceste indicații lui Dumnezeu? Crezi în El? Recunoaște El credința ta? De vreme ce credința ta nu are nimic de a face cu Dumnezeu, ce te privesc pe tine faptele Lui? Nu știi ce loc ocupi în inima lui Dumnezeu, dar ești în măsură să dialoghezi cu Dumnezeu? Cuvinte de admonestare. Nu vă simțiți stânjeniți după ce ați auzit aceste remarci? Deși poate că nu sunteți dispuși să ascultați aceste cuvinte sau să le acceptați, toate sunt realități. Deoarece această etapă a lucrării trebuie realizată de Dumnezeu, dacă nu ești preocupat de intențiile Lui, de atitudinea Lui și nu înțelegi esența și firea lui Dumnezeu, atunci, în cele din urmă, tu ești cel care va avea de pierdut. Nu dați vina pe cuvintele mele pentru că e greu să fie ascultate și nu dați vina pe ele pentru că vă taie elanul. Eu spun adevărul.
nu vreau să vă descurajez. Indiferent ce vă cer și indiferent cum vi se cere să o faceți, sper să mergeți pe cărarea cea corectă, să urmați calea lui Dumnezeu și să nu vă abateți de la această cale. Dacă nu acționezi conform cuvântului Său și nu urmezi calea Lui, atunci nu poate fi nicio îndoială că te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și că ai deviat de la calea cea corectă. Astfel, consider că sunt câteva chestiuni pe care trebuie să ți le clarific și să te fac să crezi fără echivoc, clar, fără umbră de tăgadă și să te ajut să cunoști în mod explicit atitudinea lui Dumnezeu, intențiile lui Dumnezeu, cum îl desăvârșește Dumnezeu pe om și în ce fel stabilește rezultatele oamenilor. Dacă vine o zi când vei fi incapabil să pornești pe această cale, atunci eu nu port nicio responsabilitate, pentru că aceste cuvinte ți-au fost deja spuse foarte clar. Cât despre cum tratezi tu propriul rezultat, această chestiune depinde în întregime de tine. Dumnezeu are atitudini diferite cu privire la rezultatele diferitelor tipuri de oameni. El are propriile modalități de a-l evalua pe om și propriul standard de cerințe. Standardul lui de a evalua oamenii este unul corect față de toată lumea. Nu e nicio îndoială cu privire la asta. Așadar, temerile unor oameni sunt deprisos. Te simți ușurat acum?